Așa. Bună toată lumea. Da? Să facem curățarea unei case astăzi. Da? Da. Bun. Să avem și unele puncte pentru fizic, pentru proprietarii din casă. Așa, avem și unele puncte să le-am parcurs. Cum relaxează, te întinzi, să închizi ochii. Iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, mai adânc relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet, 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc, relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar că rezultatul acestei stări de relaxare. Într-un moment, sunt de la 1 la 3. Când ajung la 3, să te conectezi cu partea sufletească pe rând, identificându-i ce rând la acordul, așa, al lui Florea. Da. A venit, Așa. l-am identificat, am cerut acum. Și soția Gheorghiță. Gheța. Da. Așa, da, a venit și ea. Am cerut și acordul. Când au ajuns unul, deci a venit întâi el și s-a așezat cum ar veni Da. și s-a așezat lângă ea. Este foarte tineri, tare. Sunt niște copilandri. Adolescență Da. aproape. El este frumos, așa e roz la față, ca un bebeluș și ea este frumoasă și are o față albă netedă și este legată așa cu o panglică albă spre bleu, așa. Și are Da. părul cumva până la umeri, așa, drept scurt. Și nasul așa un pic cu colț, ascuțit. Un pic ascuțit, un nas frumos, Da. un pic cu o prăznicuță, așa, știi? Nu în sensul rău al cuvântului, l-am spus, știi? Aruncat. Sunt foarte simpatici și sunt îmbujorați, așa, emoționați. Este un lume să petrece ceva? Nu, așa au vrut ei, pentru că prima Da. dată când i-am chemat, deci am văzut ca dubluri ale corpului fizic și aveau niște sârme așa ca În de ce zonă? în mai multe locuri și în fipte așa, ba prin pulpă, ba prin încheietura de la șold, ba deci așa ca o sârmă nu ordonată. Cum ai desface un colac de sârmă, știi, și s-a zburlit și ai tăiat cap și-ar tăia cineva Da. capete și le-ar înfinge în diverse locuri. Până la urmă, dacă te uiți de la spate, la prima lor înfățișare, vezi că arată ca un fel de haină, așa, ca un pardesiu lung până jos, la Da. ambii, numai na, fiind ca dintr-o sârmă Deci este o sârmă argintată, așa, o energie argintată, cu o dâră de bleu gri, după ea și cu un alb lăptos. Așa este, parcă făcut din trei nuanțe care se repetă și sunt mai închise pe alocuri. Mai văd ceva și vreau să Ce spun este? acum. Deci, văd ca o temniță mare,
Da. exact unde este pivnița lor, cred că beciul lor. Da. Așa și, dar nu chiar în același loc cu intrarea, cam în dreptul. Așa și de acolo parcă ies niște siluete, niște oameni pe jumate și Da. ceva negru îi trage înapoi, îi trage înapoi. Și Da. îmi vine informația că sunt, bine, ăștia le spun anulezi Curios. de crez, jidan, știi, anulezi de crez, Da. evrei, evrei, da. Da. Evrei care erau prinși întemnițați și duși aici, cred că torturați, ca să spună ceva, Da. știi? Dar nu sunt, cum să spun așa, de sigur că este o imagine a ceva ce s-a... Da. Cred că este menită mai degrabă, dacă ar fi identificată, să spunem că accidental, conștiințele care sunt acolo în casă ar descoperi portalul ăsta, știi, să se spună Da. că aici e depozitat temporar, știi, ca într-un fel de kepeng, știi, cu ușă deasupra, așa le arată, Da. și că ei făceau ceva rău, că au furat banii poporului și trebuia deportați la Auschwitz și chestii de genul ăsta, da? Da. Dar sufletele care sunt prinse aici, e parcă de la, parcă până la brâu au niște cămeși așa albe, știi, bine, murdare, știi, ca holograme, cum, ca și cum ar, cum îi portul țăranului român de pe vremurile Da. îndepărtate de ei, cu mânecile acelea frumoase, cu dantelă la margini, știi, de țesut în casă, Da. cu croșeta, cu acușorul, știi? Dar ei sunt mult mai de mult aici. Mult mai de mult Da. sunt. Deci nici măcar nu... Deja este a doua, cum să spun, înfățișare holografică, da? Da. Iar acolo jos, în umbră, zăresc niște ochi foarte verzi. Așa, deci, din aceea care luminează în întuneric. Acolo este un fel de creatură. Inițial îi se vede fața așa mică, Da. așa ca la o, mai degrabă ca la o insectă, dar ca la o insectă nu care stă verticală, ci care stă orizontală, știi? De forma unui paianjen sau unui Da. gândac uriaș. Da. Ea, deci ea stă și parcă cu piciorușele acelea multe, știi? Deci țese aceste veșminte pe oamenii ăștia din energie, știi? Îi înfățișează, cred că a avut acces la viețile, la memoriile lor de-a Da. lungul timpului și cumva nu și-au retras această informație și se bazează pe ceea ce au trăit ei în alte vieți, Da. ceea ce știu, ca să le se pară familiar. Până la urmă, deci, din câte observ, partea asta de acolo, unde este insecta și portalul, Da. cum să vă spun, este ca și cum ar fi rădăcina unui coș în piele, așa îmi vine să compar. Deci este o pustulă, da? Da. Iar dacă mergi pe urma, știi, pe canalul unde duci, este mult mai departe. Duce undeva înspre centrul țării, Da. în zona Craiovei și dincolo de această zonă, da? Cam câte persoane sunt prinse Deci în... văd un turn, stai să spun, văd un Da. turn, cred că e un turn roșcat, așa ca de aramă, și are un ceas. Este o piațetă, e sub aia. Da. Acolo este egregorul tocmai. Dar vreau să mai număr care 9 brațe, deci 9 pustule de astea, să le spunem, Da. da? Deci este ca o rădăcină la capăt are un depozit, să spunem, da? E bine, depozitul ăsta este localizat aici, da? Acum Da. că mă uit de sus, observ că nu este numai sub casa lor, știi? Este mult mai mare. Aparent părea că este sub casa lor, Da. știi? Da. Cred că, nu cred, primesc informația cu mascașa ca să nu înștiințeze vecinii, celelalte gospodării, ceilalți oameni care locuiesc în zonă,
să nu-i conștientizeze că Da. așa unul singur, dacă se curăță, îi rezolvă, știi? Da, pe E toți. ca și cum ar grefa partea bolnavă, nu l-am de crem, știi? Așa, dacă mai multe conștiințe ar ști, poate că ar fi retezată vena asta cu totul, Da. da? Văd că această chestie, deci fixarea acolo unde a centrului ăsta s-a făcut printr-un ritual, printr-o vraj, da? Deci văd un ritual făcut la lumina lunii ca un ritual de păgânism este, da? Da. Și care persoană participă? Sunt femei. Așa. Sunt Este femei vreuna din cămăși cei care sunt în casă, adică din... Nu, Este... nu. Nu, 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 nu sunt. Da. Nu sunt. Sunt vremuri străvechi și Da. în mijloc, deci, sunt fetele tinere. Deci, sunt cel puțin trei cercuri și se leagănă îngânând ceva, dar se leagănă cercul din mijloc într-un sens, deci opus a celor de ceasornic, celălalt invers, al treilea cerc, așa. Deci, e făcut din fete tinere, cam la 13-14 Da. ani, apoi mai ușor, mai mari, adolescentine spre adulți și în Da. spate femei de toate vârstele, chiar și femei cu părul alb. Da? De entități care sunt pe acolo prezenți? Este o entitate care se numește Aiad. Da. Aiad, da. Și se arată ca un zeu, ca un bărbat cu părul verde buclat și o coroană de argint cu trei Da, țepi și în ce le față. promite? Le promite că acest loc va fi mănoș și binecuvântat. Cred că se face o cetățuie aici, un loc, Da. știi? Și aceste femei urmează acest ritual de binecuvântare. Deci, imediat ce este depus, practic este un sacrificiu, dar animal, da? Da. Deci văd un animal de talie mare, cred că este un bivol sau așa ceva. Deci, practic, este o groapă săpată de un pic mai mare decât Da. acest animal este viu încă, da? Înainte de a fi adus în acest cerc, așa se dă foc, deci este în foc și animalul este încă viu și este tăiat și sângele lui cumva arde, știi? Da. Deci ăsta este sacrificiu și lângă groapă așa arzând de viu, știi? Este legat foarte bine la gură, dar tot zbiar așa prin părți, Da. înțelegi, oricât de bine Da. ar fi legat. Este, are și picioarele legate să nu se poată zbate și nu știu de ce, cred că parcă ar fi drogat animalul cu ceva, știi? Nu este în deplinătatea puterilor lui. Da. Îi pare a fi mare, puternic, cred că are vreo 400 de chile. Știi? Foarte mare, mult mai mare decât vacile și boii din ziua de azi. Da. Așa. Și deci sângele ăsta, deci este și în plus fetele din primele două rânduri, după ce se închide acea groapă, ele au terminat ritualul, rup lanțurile și deci corele, cum ar veni, Da. Și au desfăcut. Vin băieți și bărbați, tot așa în mărime, știi, cu niște instrumente, seamănă cu lopețele noastre din ziua de azi, dar au două cozi. Da. În fine, și deci astupă, fac o moviliță și apoi, deci, ei se taie undeva aici, la Da. mâna stângă, așa, deci văd că se crestează și stor sânge în partea capului Da. Acestui bivor, așa. Așa, ei se retrag, fac o linie așa un pic curbată și apoi trec ele, primul rând, trece fetele, fac același ritual. Deci un Da. ritual de legare. Din Da. câte înțeleg, această zeitate nu este, este precreștinesc cu mult înainte. Această zeitate a promis că ei vor veni una într-una aici și se vor întrupa. Da. Este un ritual de legătură, să fie locul bun, mănos și să nu plece generațiile de aici, adică să nu migreze sufletele. Da. Asta s-a întâmplat odată de două ori și
La un moment dat a fost nevoie de ele în alte programe. Și totuși ei de câte ori deci le rămânea aici ceva. Și de asta, deci sunt foarte multe prinse. Să știi că unele de asta m-am oprit și am descris, pentru că ele aud și unele încearcă să se ridice, dar sunt așa de grele. Ei, știi cum, parcă sunt băgați niște saci, așa cumva piramidoidali, dar nu cu colțuri, știi, și încearcă să sară, sunt astupate și partea de jos parcă este un lichid așa care se clatină și este greu și cad precum popicele cum ar veni și deci alții se agață de popicul celui care este sus, știi? Și încearcă, uite că a reușit un șirac. Nu știu cum s-au înșiruit și au reușit. Și ăștia se fac ca niște năluci, ca niște schelete de cior, să spunem, și se duc după ei și încearcă să-i prindă, se pun în față. În fine, mi-am spus să dea informație și am plecat pentru că are importanță. Are importanță. Deci, aici este vorba că s-a dat energie de când lumea și pământul, da? Parcă văd o legare și a apelor. Între ce Și ființe care s-au băgat peste apă? deci este un soi de zâne, așa, deci părți sufletești, așa, care seamănă cu naiadele din povești. Înțelegi? Ele sunt verzui, așa, dar nu mai sunt frumoase, că parcă zvăruite la față, scheletice, așa, devenit urâte, vinete, pentru că ele nu mai lucrează cu lumina de multe secole. Așa, și parcă totul are un preț. Am zis, au pus, deci, prețul că totul este mănoș și bun în zona asta, deci, ca și cum s-ar plăti parțial prin energie. Și văd, de asemenea, că acolo unde egregorul ăsta zonal dă să scapete, deci este dublat de, ca și cum ar fi dublat. Deci acolo unde se închide un portal, cineva reușește, se trezește sau nu mai este conexiunea, deci se deschide un ritual, un anules, un portal demoniac, ceva cu spectre, ca niște spectre. Așa se deschid. Știi, parcă ies morți din morminte. De asta se insuflă și sunt foarte multe, din câte înțeleg, foarte multe vrăjitoare în acea zonă sau femei care practică, știi, din mama în fică anumite chestii păgâne totuși. Bun. Oamenii locului, nu cei care se nasc și pleacă mai departe, cum au plecat fetele ei, să spunem, la oraș. Deci au avut un fel de pecete unix pe călcâi, ca și cum ei sunt însemnați, știi, ca să rămână legați de egregor. Acum ne întoarcem la oițele noastre, cum ar veni. Nu că ar fi sufletele anulese de crezoițe, adică la treburile noastre aici și acum, așa unde m-am conectat. Ei mi-au arătat când erau așa tineri că atunci ar fi primit în semnul, da? Ca și cum locul ăsta fiind așa, deci pe unii vroia definitiv și pe alții îi respingea, ca și cum anulând de cremă citea în viitorul lor că ăștia nu vor mai crede, ăștia se vor trezi, cum a fost Ionica și așa mai departe. Și deci nu pe toți îi înseamnă. Acum însemnele lor sunt șterse. Da? Deci văd, ca și cum m-aș uita în urmă, văd semnele pe care le-au avut, așa, dar parcă i-au încălțat cu niște opinci ca de fier. Așa. Ca și cum e descărcându-se de energie din oțel mai degrabă, din inox, așa la culoare, opincuțele, să nu dea informații prin rețeaua pământului și a apelor, știi?
la alte suflete să spună adevărul despre ce se întâmplă, că toate sunt holograme, minciuni și planuri, da? Da. Așa. Ceea ce mi se pare curios, da, din câte am înțeles, deși acel ritual săvârșit cu alveolele astea, că nu venea da, cuvânt în sfârșit, deci alveola de pe locul respectiv, de unde este pivnița, știi, parte din pivniță, așa, deci, deși entitatea aceea, deci mie ca și an vine da. 248 era noastră, ca și an de săvârșire și chemare, de zeificare a acelui zeu, da? Da. Așa, deci în momentul când s-a fixat, dar practic vestul, deci este o trezire a lui, el deja se afla acolo. Da. Ca și cum locul acela ar fi fost al lui, dar ei l-au trezit la viață cumva, i-au dat suficientă energie să se manifeste. Asta vreau să spun, că deci ritualul s-a desăvârșit acolo, dar Da. ca și plan, ca și egregor local, văd că este dirijat de undeva din viitor. Da. Și deci văd niște ființe pe o linie temporală, bineînțeles, noi îi spunem falsă, pentru că față de cea pe care noi alegem să trăim, este pentru mine, tine, altul nu există, da? Da. Dar pentru ei vă asigur că este, că se poate de reală, că este creația lor, ca și cum noi ne-am proiectat pe o linie în creația noastră, da? Și de acolo, din viitor, deci văd ființa asta, Da. care apare acolo ca zeitate, că a Acum evoluat. apare, da, acum se arată. Acum arată ca și cum avea un trup uman, umanoid spre uman, da? Dar Da. foarte masiv, foarte mare și cu pieptul foarte plat, iar aici în față parcă ar avea cheratină, știi? Nu piele, știi? Parcă ar Da. fi cheratinos tot trunchiul în față. Are și trăsături de gândac, de insect, dar este și umanoid, adică are poziție verticală, da? Da. Și deci, ca și cum rasa acestui zeu s-a aflat, știi? Acestui extraterestru, practic, da? S-a aflat aici, a făcut lucruri, da? A făcut înțelegeri cu demoniacii și reptilienii, din câte înțeleg. Așa, și apoi cumva au fost înșelați, învinși și așa ceva. Și Da. atunci, deci, la el fiind legământul mai puternic, deci cumva a rămas în Da. zonă, dar parcă plătește tribut la alte rase, da? Și atunci ai lui au ales un moment din viitor, din evoluția lor, Da. practic, așa, în care s-ar întoarce și s-ar întoarce sub forme umanoide și iar învinge pe ceilalți, luând în stăpânire această zonă, da? Da. Adică ei nu primesc comenzi de aici, din timpurile noastre sau din trecutul lor, ci primesc comenzi din viitor, și de asta spun că este ca și cum au socotit pe secțiuni, da? După planurile altora și sunt furate informațiile astea de la Da. alte tipuri de entități și bine le-au făcut până la urmă, că se fură între ei. De bun ce sunt, așa. Și deci e parcă s-au predat arhonilor. Da. Așa, și atunci rasa asta de arhon, deci i-a ajutat, știi, să-și mențină și locul acolo și egregorul și le dă informații cumva, pentru că în straturile sub densitățile, sub dimensiunile de deasupra terii, parcă este Da. înscrisă istoria, da? Și deci este gradată, da? Deci, ca și cum ar fi niște movilițe, niște munțișori și scrie anul cu tare, știi? Și Da. un fel de o, așa ne termina ca un melc și deci este evenimentul respectiv, parcă totul este programat. Apoi apare o distanță, așa ca un reset, înțelegi, unde este ca și cum e un laț între două litere, da? Da. O buclă de, făcută de un copil stângaș de clasa întâia. Așa, și deci acolo arată
apă, Da. ca o mare, așa că sunt din cer. În altă parte se arată foc, ca o explozie nucleară și așa mai departe. Da? Da. În altă parte sunt scheleți, cadavre și se văd ca și cum ar fi zombi, știi? Și în spate mulți oameni morți și schelete amestecate. Și deci o lume dezastruoasă. Da. Deci ceea ce programează, deci ei sunt, le-am citit 5488. Este Da. anul lor din care vin, da? Ei Da. vin de acolo, da? Ei stau ascunși pe o planetă. Da. Dar planeta asta în sine, planetoidul ăsta, aș putea să spun, pentru că îl văd ca o față uriașă masculină, da? Și ei Da. parcă stau în orbitele acestui fețe uriașe masculine. Eu cred că este un fel de iluzie creată de Arhon pentru ei, știi? Da. Așa și... Deci atunci ar programa să aibă loc o invazie în, uite, în timpurile lor, în, nu știu, parcă timpul la ei merge în toate direcțiile. Nu Da. merge numai înapoi, merge. Acum am văzut un eveniment din 10.814, da? Da. Niște lupte cumplite pe pământ. Deci, rasele se manifestă în corpuri fizice, da? Deci, văd reptilieni călări pe cai, efectiv, Da. da? Așa, în loc să aibă arme. Deci, se luptă cu toate mijloacele, da? Se luptă între ei, iar oamenii sunt decimați și folosiți ca hrană, pur și simplu. Cum taie oamenii care n-au înțeles încă cum sacrifică animale, închid. Da. Nu-mi place. Da. Altă, ceva acoperit de smoală, așa, o smoală, în loc să plouă cu apă, plouă cu o smoală care se pune peste tot, ca o mâzgă, cum e aia din Da. țac-țac, așa, și așa mai departe, în fine. Este bine că am investigat un pic pentru că ei au văzut rădăcina Da. acestei începutul, da? Bineînțeles că undeva la primele iugi, la începuturile timpului, știi, deci Da. conexiunea cu entitatea asta. Pare să că ei s-au manifestat foarte mult pe pământ, da? Da. Iar naiadele acelea sunt zâne din Aldebaran. Da. Deci sunt de pe o planetă care se numește Peche, cu doi de capa și cu accent pe E. Da. Și deci e luat o etnie întreagă, cum ar veni, dintr-un continent întreg. Da. Trebuie să văd cum se cheamă. Eniade se cheamă. Sunt Eniade și Felsire, Phelsire. Deci Felsire sunt mai mici. Da. Dar eniadele sunt cele mari care se manifestau. Știi? Da. Deci erau împreună cu ei. Trebuie conștientizate zânele astea. Să rupă legătura cu egregorul ăsta. Da. O să fac ceva ce n-am mai făcut vreodată. Mi-a venit așa o informație să trimit în momentul ăsta să modelez o bulă de informații pe un canal direct cu ființele pe care le-am eliberat din Da. Aldebaran. Am și eu, avem din familie Da. aldebaranieni apropiați, da? Deschid canal de comunicație, foarte protejat, închis. Știi cum? Este cam bambus. Nimic nu iese în afară și nimic nu intră. Deci am apelat să trimită cumva o ploaie de Da. informații, pentru că mai mult nu am dreptul să fac, dat Da. fiindcă persoanele de față, persoanele, anulez și decrez și cuvântul în sine, ființele de față, sufletele cu care am de a face, deci ele sunt legate indirect de Da. această alveolă a egregorului și sunt legate în momentul când ei erau tineri, asta mi-arătau. De asta se arătau așa tineri, atunci au luat-o.
Au luat Da. semnul, da? Uh-huh. De parcă cei care se iubeau pe Da. locul al olei, da? Așa, deci, cum să spun, parcă ți-am zis că erau aleși și însemnați, știi? Deci ei, de atunci le s-a hotărât aderarea la partidul al Veolei, anul Da. în decret, da? Bun, deci ei nu mai sunt însemnați, așa, dar energiile care circulă în sine, deci este cum, ca și cum ar sta într-o gaură, așa Da. îi văd, da? Stând în viața fizică, adică la suprafață, să spunem, câteodată este luminos, Da. așa ei sunt, bănuiesc că le face cineva protecție, așa. Numai că în momentul protecției, vezi tu, deci ei iese ca un porumbel de aici, exact din stern, înțelegi? Ca un porumbel de metal și pune aripile și mai respinge Da. din curățare și protecție, știi? Deci este o parte a ei care se numește, cred, biserica, așa îmi spune sinele, da? Da. Iar el are tot o astfel de parte pe stânga, asta e împinsă cumva, Da. înțelegi? Și iese ca așa, ca o muche, ca o hologramă subțire, iese din partea lui stângă și arată ca un rege, dar nu ca un rege de la televizor, ci ca un Da. rege de pe la biserică, știi? Da, și toată sârma aceea care am văzut-o conectată și pusă pe ei, așa, de aceste ființe ca să-i apere echipurile de alveolă și de paianjenul din alveolă. Da, cam așa, deci, este și, Da. deci, aceste două părți sufletești care locuiesc Da, asta. efectiv aici, așa, deci, Ce acum au părere înțeles asta că au văzut conexiunea, da? Au văzut de unde se întinde, da? Deci, practic spune că de ce aceste ființe care le-au zis că dacă nu este cu una sau două, știi? Da. Adică dacă nu sunt cu cei albi, atunci ei vor fi cu cei negri, înțelegi tu ce, cu cei păcăliști. Da. Și atunci ei au spus că să stea încă cu cei albi atât cât o să fie în corpurile astea fizice, pentru că întotdeauna spune, de câte ori le dădea la sufletele astea, să spunem, în corpurile fizice, Da. ideea că s-ar putea să nu fie chiar așa cum zice popa din cărți la biserică sau cum spun toți, s-ar putea să fie altfel, de câte ori înțelegea mintea fizică, veneau părțile astea și acționau, Da. înțelegi, și o altă voce le șoptea că atunci că vă ia ălalt, știi? Da. Și Ce? și a spus că atunci de ce și ele, înțeleg. Și zice, dacă ne-a promis, dar de ce, dacă ei sunt atât de tari, așa, și vede că noi suntem cum Da. ar veni pentru celălalt, da? Că să mergem cu lumina, cu albul, spune atunci de ce nu-i alungă de tot. Da. Și spune că s-aude el vorbind Cine? și caută de ăla pletosul, bărbosul, sau de vorbind și spune că așa le-a zis că corpurile astea sunt a lui, că el le-a dat, da? Da. Și atunci cât sunt corpurile astea, atunci ei trebuie să respecte legea lui cel care i-a dat, că altfel le ia. Da. E ceva de genul. Și a zis să scoată imediat toate programele pe care le-au băgat din nou, pentru că Da. corpurile astea nu a stat el să adune magneziu cu calciu, cu nu știu ce, că înșir tot tabelul lui Da. Mendeleev și spusele și nespusele din el. Așa, practic n-a stat el, o fi el super genetician, da? Și Da. făcea, nu știu, dar asta să combine și el și cu somele lui, știi, element cu element. Zic, trupul ăsta aparține pământului, da? Da. Din elementele lui este format, da? Mama ta și a ta, când te purta în burtică, da? S-a hrănit cu ceea ce conține elementele pământului, da?
nu cu Da. elementele aripilor și cu penele și cu fălfălul lor. Da? Așa. Și zic, dacă trebuie să-l înapoiezi undeva, înapoiază-l pământului, dar nu așa, ci pur, purificat, Da. trecut prin foc. Da. Așa. Deci ei își desfac acum ca două șpori, știi cum au călugării în mănăstirile alea unde e foarte mare strictețe așa și sunt îmbrăcați în abaua aia aspră și cu bocan și au în loc de cordon o sfoară în jurul taliei așa și au desfăcut și două sfori și când Da. au desfăcut sforicele astea, parcă curma circuitul de energie sus, jos și stânga, dreapta, știi? Pentru că s-au desfăcut și chiar au căzut așa cu zgomometalele alea de pe Da. ei, știi? Și acum sunt liber și am spus, vezi și tu ce faceți cu părțile alea, cu regele și cu porumbelul de metal, da? Da. Pentru că ei vă creează legătura, da? Este timpul să vă scuturați de vechile programe. Voi nu Da. înțelegeți, chiar dacă sunteți în corpuri de oameni la vârsta voastră, le spun. Nu înțelegeți că minciuna are picioare foarte lungi, că Da. programele astea din moși strămoși, dacă vă uitați, prima dată când s-a uitat de pălărie de chineză, dar el, adică Da. înțelege, adică i-a arătat sinele lui că practic nu aparține acestui loc, că este cusut aici, da? Decât eventual ar fi fost prin ritualul acela. Da. Și vezi tu, deci, ce se mai întâmplă pe zona asta? Și vreau să spun lucrul ăsta, să înțeleagă lumea. Deci, prin atașamente se mențin cumva și neamurile, familiile, da? Așa, și atunci ei vin, cum să spun, cu lucrurile foarte nerezolvate câteodată Da. între ei. Și se iescă multă ură între neamuri, chiar dacă aparent sunt ca lupii, știi, în aceeași haită. Știi, deci ei, deci ca și cum vin iar în familia asta, iar vin cu ăsta, iar vin cu ăla, ei deja se urăsc, deja Da. au chestii foarte proaspete față de Da. alte suflete de rezolvat, că zona arealul în care s-au întrupat două, trei întrupări la rând pentru că i-a ținut, apoi am spus că a fost nevoie și au rămas zdrențe și zdrențe. Deci era foarte mic, ca și cum unul s-ar naște într-un sat aici și apoi trei, patru sate mai încolo, dar i-a Da. cunoscut pe urmașii celui care, cu care a avut lucruri de rezolvat și ca și cum ar mări criminalitatea cumva. Adică nu Da. descriu zona asta ca o zonă neagră, ci descriu să vedeți un egregor local Da. din România cum arată practic. Nu că ar fi numai la noi în România, da? Văd în vechime, înainte de a se întâmpla toate astea, așa ca un frumos nod energetic, înainte de a veni Dihania asta și a se Da. stabili acolo, ca și cum era un act de siguranță, să spunem, pe care îl desfaci și stă așa un munghi optozunghi, da? Și aici, deci, în acea bolă, deci, era așa ca un iezer de energie, foarte frumos. Nu foarte mare pe zonă, Da. așa, dar foarte frumos și era legat de nodul apelor din zonă. De asta s-a pus, ca să se blocheze această trecere, da? Da. Și îmi vine informația că era un portal de comunicare informativă spre Pleiade în vechime, da? Da. Bun, așa. Da, deci ei au înțeles și au desfăcut sfoara. Au Da. căzut metalele, da? Dar parcă le-au rămas răni pe corpurile energetice, da? Și Da. deci răni, stai că nu mă exprim bine. Ar zice cicatrici, dar cicatricile alea parcă acolo unde erau înfipte sârmulițele acelea. Vă închipuiți acum niște sârme ca la sârmele de rufe. Ceva foarte fin, așa ca niște cili. Da. Dar aici
așa este, avem posibilitatea, doar știi foarte bine, ca și cum am dat zoom pe imagine, da? Putem să vedem la scară microscopică. Da. Și asta spun că parcă le-a, parcă le schimba semnătura sângelui, da? Da. Parcă în sângele lor, când erau conectați pe deplin, și acum erau, pentru că stăteau în locul ăsta, da? Și da. părțile fizice nu sunt atât de conștiente. Parcă se coagula mai repejor, așa îmi vine să spun. Și deci trombocitele aveau altă culoare spre Vinețiu. Da. Așa, asta e informația, o primesc, asta o spun. Așa, da. Deci furtul de energie plus cu frica, da? Da? Acele suflete legate în pivniță, da? Nu numai în pivnița lor, dar gementele astea, poate cu urechile fizice nu le auzeau, da? Da. Erau suflete care se văitau că nu se pot strânge de aici din egregorul ăsta, că nu știu calea să plece. Da. Ca să aparțină într-un loc, cum facem noi, unificarea în prezent și trăim numai prezentul, știi? Că sunt în alte părți și acolo nu sunt în total și sunt chinuite sau au vrut să plece și n-au avut posibilitatea și Da. strâng informații și le dau lor să le dea informații, da? Uh-huh. Într-adevăr, deci în secta asta parcă a ieșit din pământ cu casa Da. în spate și cu pământul în spate. Este și un șir de vie foarte frumos legată. Așa frumoasă, Da. Are frunzulițe. E verde, cruce frumoasă. E cu via în spate a ieșit, știi? S-a bombat Da. așa. Și deci parcă... Dacă are amprenta energetică a lor pe această vie, dacă este să-și o ardă. Așa, deci bineînțeles că ține de infestarea apei, apa care vine și tot ceea ce hrănește, deci implicit alcoolul care se produce, da. Așa, deci are semnătură. Văd și semnătura, sunt niște litere foarte ciudate, ca niște cuneiforme, dar nu sunt semnătura a paianjenului, da? Pe vie, deci parcă a vândut, să spunem, franciza, da? Da. Unui demoniac sau... avea franceză demoniacul și, în fine, cert este că își retrage, da? Deci Da. alveola lui s-a micșorat, să spunem, cum era alveola așa lunguță, știi? Și deci s-a restrâns, s-a îngroșat mai în față, e mai scurtă Da. și nu mai este de pe terenul lor, da? Așa, deci, implicit să știi că nici n-am apucat eu să chem spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra și energia pură. Pentru că ele parcă au ieșit prin pământ și deci parcă iese fum, ies tot felul de ființe și de arătări, tot felul de duhuri, să le spunem. Parcă unele sunt legate cu mintri în curte, în stânga au ieșit cu o mlaștină așa cu totul pe ele, ca un fel de mătasea broaștei. Pentru că locul ăsta se curăță acum de tot ce a fost negativ, tot ce au lăsat negativ generațiile, da, emoțiile lor, Da. emoțiile în pereți, peste tot, în pământ mai puțin, ca și cum ar fi niște pistrui, știi? Da. Puncte negre, să le spunem pe ten, să asemuim, da? Deci... spiritul locului stă într-un cireș. De ce? Și ce? E așa de frumos, acolo este el. Da. Acolo este el, este un cireș care este înflorit, așa, e așa de frumos. Parcă s-a întins, s-a făcut așa de mare și deci este acum ca o salce plângătoare, așa și deci cred că n-arată așa în realitate, n-are cum. Așa, și a stupat toată casa cu totul, cu până unde ține îngrădirea lor, până la gard. S-a unit cu zona de delimitare a lor. I-am spus să elibereze toate spiritele animalelor.
Da. Tu știi, deci, spiritele ies din locurile unde a fost sacrificate, unde a picat picătura de sânge. De acolo ies, da? Da. Altfel sunt spiritele, cum să spun, bucăților sau a animalelor întregi aduse din altă parte, da? Da. Cum ar fi porc, vită și chiar și păsări și aduse, ca să și s-au sacrificat. Altfel, ele pleacă în locurile lor, practic. Deci nu se duc în sus astea, că nu sunt sacrificate aici, da? Da. El trebuie să le ceară iertare, să le dea informație. Așa. Și ca să se ducă cu informația asta acolo, ceea ce s-a sacrificat aici se înalță. Da. Așa i-am spus să deschidă portal mare în lumină, da? Ca toate să știi că pleacă și de prin cimitirul local. Pleacă. N-au văzut Da. portalul în lumină. O zbughesc mulți. Mulți. Și culmea că am văzut și câteva entități. Ca înciufulite, ca înzburlite, sunt și vreo patru umanoizi, parcă îi știi model de la care îl tai cu foarfeca pe hârtie și îl înșiri, cum mă jucam eu când eram copil, tu nu te jucai așa. Da. Așa. Și deci îl înșiri și sunt omuleții care se țin de mână identici. Așa. Îmi vine ca cifră 1740, per total, deci esențe și cu bucăți de suflet care s-au dus în acest portal, da? Da. Pentru că ei au deschis acest portal spre lumină, da? Și au Da. ajutat atâta, știi, și pe atâția, practic, prin lumina lor să conștientizeze. Este ca și cum este un canal direct deasupra lor, știi, din sursă Da. înspre gospodăria asta și ei parcă de aici, iluzoriu, știi, că ei nu sunt în corpurile fizice, așa parcă ar vorbi direct, ar auzi sursa de aici, știi? Da. Deci primesc mesaj de la sinele lor sursă și le Da. spune la amândoi, le spune să nu se teamă. Așa, când va veni timpul marii călătorii, pentru că canalul ăsta se va deschide și în momentul când Da. fiecare dintre ei va părăsi corpul fizic și spune, atunci de ce să mai faceți contracte, spune iluzorii, și să vă fie teamă de moarte, pentru că asta este lumea cu adevărat unde Da. ajungeți, pentru că voi sunteți conștienți și muriți liberi, spune. Voi ați ales să experimentați așa spre sfârșit chiar. Da. Ați ales și veți alege lumina adevărată, atunci de ce să vă fie teamă, știi? Da. Și ei acum s-au, deci s-au dus în sursă, na. Adică au urcat în canal și le-am spus să refacă abundența benefică a locului Da. în sine, da? Adică să redea fericirea, frumusețea, veselia acestui loc, da? Da. Și deci ei ne arată din sursă ca și cum sunt niște oameni din lumină pură, știi? Ca niște holograme, le descriu, știi? Și arată călcând și este numai iarbă, dar iarba nu e verde. Cum e Da. fizic, este aurie, deci este energia curată, știi? Și parcă auzi cum foșnește și parcă auzi fericirea, bucuria de jos în sus urcând. Este foarte frumos, foarte frumos. Da. Am spus să-și refacă și ei abundența benefică, da? Și să nu mai Da. dai atâtea importanță, pentru că, vezi, tu sunt băgați în egregorii ăștia în care sunt notați la doctor, da? Și parcă doctorul cu fiecare consult le mai dă un set de carduri, de niște cărți, așa ca de Da. tarot, așa și deci parcă în scrierea la doctor, scuze că spun așa ceva, că nu toți medicii sunt la fel, uite, fica lor, na. Da. Așa, deci parcă mă refer la cei care sunt cum sunt, da? Da. Așa, și acționează în program, parcă ies pe față cu o poză
Și pe dos este înscris ceea ce ar trebui să aibă, de ce bol trebuie să, ca Da. un fel de, da, și să știi că văd sus pe dosul acestui, deci scrie clar karma, da? Și deci este subliniată și este înșiruirea aceea de afecțiuni pe care trebuie să le aibă, da? Da. Bun. Acum aș vrea să-mi citești punctele. Bun. La el sunt, așa, la Florea, da. Așa spune că a fost crescut de fratele tatălui care nu avea copii. I-a mai fost tată în altă viață? Nu i-a fost tată, dar i-a fost dator. Da. Pentru că într-o altă viață s-a căsătorit cu mama lui și nu s-a purtat bine cu el, pentru că mama s-a îmbolnăvit și a murit de tânără, dar și atunci, ce crezi, că el a făcut în așa fel încât până să fie major copilul, avea vreo 15 ani, i-a luat tot ce rămăsese de la Da. mama. Și mama era aceea cu o situație materială, da? Și atunci entitățile, după ce a decedat, se numea Teodor în acea viață. Da. Așa, deci Teodor și-a luat angajamentul, știi, că o să rezolve situația asta și când se va găsi cu Florea, deci îl va îngriji și îl va răsplăti, știi? Da. Și asta este viața de răsplată, da? Dar trebuia să îl iubească în această Da. viață, da? Deci și Florea, a tatăl lui Florea, scuze, tatăl adoptiv, a murit, simt miros Ce de este? fum. Simt ca și cum ceva ar arde. Ceva care a luat foc. Uite, este mirosul lor de candelă din casă, tu Da. știi? Deci asta, asta am simțit. Cred că au o candelă aprinsă în casă. Asta am Da. simțit, mirosul ăsta. Deci am căutat și întâi m-am întrebat dacă ceva, cineva nu vrea să mă distragă de la ceea ce fac. Știi, Da. ăsta a fost primul și deci sinele de acolo mi-a spus că nu. Și mi-a arătat scena asta, da? Da. Așa, deci vezi că suntem conectați, să nu vă închipuiți că suntem conectați, că am mers în sursă, suntem numai o sursă, da? Închipuiți-vă două bule, acum suntem trei, dacă suntem trei, plus cei pe care i-am chemat ca să asiste de la început. Da. Ei, din bulele astea se înșiră cil, da? Filamente, da? Da. Deci noi comunicăm peste tot, în toate părțile, da? Pentru că noi suntem aici o bulă, iar o bulă, iar o bulă, iar și filamente între ele, știi? Și m-a dus la filamentul din casă aproape, sinele cel mai apropiat din casă. Pentru că în clipa când am inspirat atunci, deci ei au aprins candela și eu am Da. simțit, știi, mirosul. Am simțit clar mirosul chibritului. Da. Și de asta am spus că e ceva pe cale să, așa, care miroase ca un foc. Da. Așa, în fine. Așa, să mă strâng și să-mi reiau drumul în sursă, da? Da. Așa, bun. Suntem aici aproape de sursă, le spun să intre în vindecare și pentru că aici îi dau cele mai bune răspunsuri. Da. Da. Hai, Bun. spune. Așa. Spune că are probleme cardiace, fibrilația atrială. Cine, el sau ea? Da, el, suntem la el încă. El, da. Lăsați-mă, da. Ambii, eu zic că ambii au avut, pentru că furtul de energie când s-a făcut însemnarea și conectarea s-a făcut prin inimă. Și Da. părțile le văd că sunt atașate tot prin inimă, la ambii. Da. Dar ți-am zis, la
El mai degrabă l-a împins într-o parte, la ea Da. e ca un porumbel pe centru și mai scurtă partea, e mai mică, la el Da. este mai lungă. Da. Bun. Mai rulează un program, cum să spun, de supunerea femeii față de Da. bărbat. Și atrag atenția și ei și lui că nu mai este cazul. Deci, practic, din coace, uite, vedeți, nu avem sex, nu suntem Da. bărbați sau femei. Suntem, practic, lumină toți și atunci de ce am aplicat deosebirile astea în corpul fizic până la urmă? Da. Pentru că divide tempera, cu cât se împarte pe mai multe criterii conștiința umană, cu atât ei au de tras foloase mai Da. mari. Așa, dar le-am spus să gândească de acum, să spună minții fizice, să gândească totul ca un tot unitar, da? Nu prin separație, nu că e satul ăsta, că e neamul ăsta, că e familia asta, că e țara asta, că e continentul ăsta, că e planeta asta, ci ca Da. un tot unitar. Pentru că totul face parte, totul este într-un subsistem, da? Da. Așa, da. Și le-am spus să-și dea grijile lor sursei. Da, să spună sursei, să spună tot. Ce nevoie au în corpuri fizice, da? De ce se îndoiesc, ce frici au. Tot să dea grijile lor sursei, adică sinelui sursa, da? Da. Am descoperit ca o separare, parcă informația, știi, deci sinele fiind legat fizic, în fine. Deci parcă ascunde anumite informații. Da. Bun. Așa. Hipertensiune arterială. Da, pentru că este discordanță între planuri. Da. Discordanță între vibrații și densități, da? Da. Este ca și cum, deci, sufletul pleacă în 4 de, în 5 de structurile, deci ceea ce ține de structuri de iluminare interioară a lor rămâne în 3D, poate câteodată și sub Da. 3D, depinde de unde primesc informația, prin frici sau sunt ca și cum ar pune un om să facă flotări, așa în Da. poziția asta îi văd când se conectează și este lupta interioară, da? Da. Dar bine, sunt și factorii, cum să spun, impuritățile fizice, să spunem, da? Da. Să nu uităm că până când și vena de apă era Da. infestată, da? Bun. Și apoi este și adnotarea la sistemul de sănătate. Anulăm și de crem și să anuleze toate semnăturile ambii acum și definitiv. Să anuleze tot ceea ce e în legătură cu asta. Da. Așa. Bronhopneumatie cronică obstructivă. Respiră mai greu și obosește ușor. Da, dar asta constituie, cum să spun, ca și cum erau băgați cu capul sub apă. Și deci el vine cu dintr-o viață cu o traumă de genul ăsta, da? Da. Când era pe vremea cu sclavii și cu stăpânii și cu feodalii, să spunem. Da. Și deci a făcut ceva adolescentin așa fiind și văd că îl bagă într-o chestie din aceea de făcută din scânduri maro de lemn, unde se ține apă pentru animale, știi? Da. Și îl ia și îl bagă acolo și el moare prin înnec și a rămas cu trauma asta. Ca și cum propriile lui fluide și lichide vin spre sistemul respirator. Da. Că vin, fiecare are rolul lui, circulația lui, știi? Dar el parcă intră în panică, da, amintindu-și asta. Și i-a spus, poate amintirea aia și aruncă. Da. Aruncă, spune unde să o arunc. Zic, arunc în supraconștientul colectiv, da? Da. Acolo Da, este locul, da. Da. Bun. Spune. Așa.
Spune că are insomnii. Da, pentru că are frici că se termină viața și vine moartea și cine știe ce o să fie după moarte și ce rămâne și cu chestiile așa și sunt conectați la egregorii că stau cu scuze de expresie, gurile căscate la televizor, le Da. se face spălare și li se deschid, iese niște holograme așa ca niște moluște de acolo. Nu sunt definitive, dar le contaminează părțile, Da. conștiința, mintea, nu conștiința, mintea fizică, știi? Deci, practic, ei când se așează pe pernă, ea are mai puțin. Da. Are ca niște lebede, dar le spun gingași lebede, da? Pe pernă cu ea, dar el are la holograme mici, așa, micuțe, ca niște jocuri, știi? De Da. plin și atunci, deci, mintea le macină și le sortează, le reține. Și atunci cum să doarmă, dacă nu e liniștit în corpul lui? Pentru că își încarcă, deci, ochii, da? Ochii văd prin ochi, portaluri și intră acolo în minte și deci se macină toate imaginile acelea care le vede, toate Da. păcălelile, toate cuvintele, amenințările, alea că vine foamea, că vine așa, că vine nu știu cum, că l-a murit, că l-a făcut anulez. Da. Accidente, văd o salvare, o ce. Îi spun să le curețe pe toate și să nu mai permit așa ceva, da? Da. Îi spun așa în Australia, televizorul ăsta, scoate-l din priză, smulge. Ori îl pui pe ceva să te uiți, să înveți ceva, așa, ori smulge-l și parcă-l arunc în groapă. Așa, știi, efectiv, sper să nu Da. facă și partea fizică. Bun, așa. Spune la Și act. Da. el parcă are și un radio, știi? El a fost mândru la viața lui, un Da. casetofon. Are parcă un buton așa cu cursor și parcă stă cu urechea acolo, da? Da. Așa, acum i-am spus să închidă urechea de acolo, că și pe acolo îi vine. Deci vine ca un puls, cum vezi la, știi, la spital, când se iau așa. Da. Bun. Vine 80 de herți frecvența. Da. Bun. Așa. Spune că la articulație gleznei stângi și la încheietură mâinii stângi are dureri. Da, a avut sârmele acolo. Da, și dureri lombare. Așa, asta pentru greutățile care le poartă în spate, da? Nu Da. spun că, deci poartă niște greutăți așa ca niște perne una peste alta, da? Da. Închipuiți-vă că ca și cum ar avea în momentul ăsta când mi-a citit, i-am văzut pe ei nu în înfățișare acum, că să nu uităm că suntem veniți din sursă, da? Deci înfățișarea lor dinainte, da? Cum sunt motostivuitoarele, da? Lipit de spate, cu barele pe umăr exact, parcă și rotițele le văd, și ca niște perne, Da. sacii de griji de la copiilor și de pe la rude, că așa, deci mai vin și se vaită, ci că stă cu ei ăla, dar se vaită, așa, Da. și pișcă și de bani. Le cere bani la oamenii ăștia, da? Le cere bani așa, fiind sub formă de împrumut și văd că se duce și cumpără băutură cu banii lor, da? Așa, acum și după aia cam, știi, vine rușinat când n-are atâta, de exemplu, dacă a Da. luat 100 de lei, când n-are 100 de lei, ci are numai 75 de lei și că dă restul și ei, oameni buni, zice, lasă, lasă, că tu Da. faci asta sau tu ai făcut asta, știi, pentru noi, știi? Da. Și deci își cedează abundența benefică și în plus dacă cu banii împrumutați este plătit în Da. băutură, deci se aduce cum ar veni energia acelui demoniac de care este legat el, dracul Da. demoniac acestui. Ia să curente, știi ce să facem? Să facă ei un fel de covor Da. electric, da? Și să curenteze entitățile astfel încât acum fac ca și cum ar veni în vizită și s-a Da. curentat și entitatea stă dincoace de pereți și nu mai intră în Da. casă. Știi? Da.
Așa. Asta este un construct, da. La mers pe distanță mai mare, ai dureri în gambe, care îi trec în repaus. Da, pentru că are sacii de perne. Asta începusem să spun, cu sacii de perne. Perna cea mai mare este acelei fete de la București, știm noi. Deci aia este grija lor cea mai mare și durerea lor de inimă, da? Da. Pentru că, deci este cel mai puternic atașament față de care ei nu pot să privească foarte bine. Eu iară că ea, practic, este în vindecare, da? Da. Așa, și că n-ar trebui să gândească părțile fizice așa de ea, pentru că îi transmit și o influențează și uite că ea refuză să mai vină aici, știi? Da. Așa, și să refacă legătura, să-i ceară iertare, să-și ceară iertare reciproc, să facă legăturile de la inimă la inimă cu ei și cu toată lumea cu care trebuie să facă, da? Așa, spune arteriopatie obliterantă, ambrelor inferioare. Da, asta am spus deja că parcă circula sângele, trombocitele, da. Așa, spune că mama Gheorghița, după ce a avut de două luxații în articulația umărului drept, mai are dureri de umăr la efort fizic. Da, păi, deci mâna dreaptă cu care face, cu care construiește, cu care face cele mai multe lucruri, că dreptace, da? Și povara, poverile, gata, fiecare la să-și dea poverile. Le arunce pernile astea tuturor, da? Fiecare poate să-și poate singur povara. Tu știi, deci, legătura lor cu fica aceea de la care m-a referit era ca o sulină, deci, am spus în grecești, ca o țeavă, da? Da. Știți, din acelea de pe CV gri, cam așa era la mărime. Și deci nu venea, venea și fir din inima energetică, dar venea din plex și era un transfer, cum să spun, ca un mâl care... Deși dinspre ea venea și împingea un capac care era la mijloc, nu se făcea comunicare energetică completă. Și a ieșit o hologramă ca de taur, așa, cu nările deschise. Știi, și acum se rupe, se varsă din ambele părți și se refacă firul de lumină aurie de iubire necondiționată de la inimă la inimă, da? Da. Bun. Așa, spune că ea, Gheorghiță, așa, continuăm la iadică. Da. Dureri lombare și la genunchi. Da, deci genunchii pentru că nu știu ce o să mai facă înainte și apoi este și presiunea trunchiului pe genunchi, da, greutățile. Toate durerile de oase de la asta provin și de la slaba magnetizare din cauza magnetizării descompuse a locului respectiv. Da. Nu uităm că aveau și opincuțele alea metalice, dar pare-se că de inox. Așa, pare-se că parcă ei le-au pus ca protecție să nu ia în loc să se elibereze, da? Da. Așa. Bun, numai un moment.